Tanti Lucrezia! Ma aici măcar e casă de om. Ai nevoie de totul, Apu? Că ți-am uitat pe haine. Aoleu, ce dezordine. Hai, Tanti Lucrezia, vă rog frumos să gândim. Gata, mă, gata de eu. Ah, unde le pun eu acum? Și facem loc și raft pentru cărți. Facem. Luăm hârtiile astea și mergem dincolo. Aoleu, tanti, femeia și flacăra din 66. Porcăile astea o să vă umple de moli și de furnici. Noroc cum a dat cu Cristinica, dacă nu te recomandai. Mai închiriam eu? Și plecați azi înapoi? Da, nu vreau să mă prind de noaptea pe drum. Frate, mi-așa îmi face tot timpul. Alexandra, tată, dacă vrei să trimiți ceva lucruri acasă, dacă nu... Știți, mi-ar plăcea și mie să văd unde stați. Eu n-am rude de la țară. Știți, a noi... Ce mă, ce te strigă, mă? Spune-i tu că nu mai vorbesc cu el. Spune-mi tu, eu nici măcar nu-l cunosc. De ce nu te duci să-i spui tu? Sandu, avem niște vorbe. Ia uite ce e aici. E praful de o palmă. Da, stați-o necă să rezolvăm și noi problemele noastre. Eu așa m-am înțeles cu Cristinica să-i spună Fedi. Da. Pe 6 luni înainte. Deci până în octombrie. Pe cum așa? Păi mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie. Noiembrie. Noiembrie, da. Mamă, ce mă enervează ăsta. Bine că ai venit tu. Stai așa să termine aici de strâns și mergem undeva să bem ceva, nu? Nu, mergeți voi. Nu te super că m-am invitat la ei tăi, nu? De ce? Putem să mergem la vară. Da? Da. Bine. Vorbim mâine. Uh-huh. Vrei să vin să te iau? Nu vin la primul seminar. Vezi că am plătit pe 6 luni înainte ca să nu ai tu nicio complicație. Tată, mă ajut și pe mine să pun cărțile. De ce mă poscolodește, maică, dacă nu te... Hai, hai că nu pot singură. Hai că e bine, e? Rutiția. Tati, grea e viața de student. Ai și frumos. Stai pe franțuzește? Ducua? Frumos? Dar fata asta nu e un pic amzăltată? Nu știu, nu mi se pare. Prima oară când rămâneam peste noapte la Alex. Am adormit amețite de prea multă bere și am visat că fugeam de nebune prin ploaie ca într-o cursă cu obstacole. Dimineața m-am trezit și am privit-o. Dormea liniștită. Mirosea toată a somn și mi-am dorit atunci să o văd mereu, în fiecare dimineață. Să plec, ca să nu stric ploile. Lasă textele astea. De Alex ăsta al tău. Alexandra, e o fată. Da? Păi atunci stau și eu până vine ca să mă conving. Foarte bine. Te-ai liniștit? Să știi că înțeleg de ce te porți așa cu mine. Mama spunea, astfel de răni se vindecă în timp. Și tata ce spunea? Hai mă, indiferent de ironiile astea, sentimentele mele pentru tine nu se vor altera. Ale mele s-au alterat deja. Bă, că nu te potolești, vrei să reluăm discuția? Nu vreau să, vrei să reluăm. Nu vreau să reluăm nicio discuție, vreau să încetăm. Vreau să nu ne mai chinuim. Bă, dacă tu crezi că am cere scuze înseamnă a chinui pe cineva... Tu trebuie să încerci să te schimbi și numai din gură. Iar dacă asta înseamnă să nu ne mai vedem, atunci așa. Asta e tot ce ai înțeles tu din ce am spus eu și adică de ce să nu ne mai să vedem? Să nu ne mai vedem, pentru că de fiecare dată când te văd, mă doare stomacul și am emoții ca la examen și mi se roșește pielea. Lăbărțesc bluza. Țin la relația asta mai mult ca la orice. Pentru Alex aș renunța momentul ăsta la tot. Tu nu-ți dai seama cum e realmente deosebită. Nu mă interesează cum e colega ta, Alex. Atunci poate te interesează ce vreau eu. Nu vreau să mă mai suni. Vreau să încetăm. Și dacă mă iubești, o să faci cum te rog. Deci tu asta vrei? Asta vreau. Poți să-mi promiți să te ții de promisiune? Dacă tu așa vrei, atunci o să dispari. N-am spus să dispari. Am spus doar să nu ne mai am înțeles ce ai spus. Întrebarea e dacă putem să suportăm consecințele. Salut! Salut! Sper că n-am întârziat. Ce e Alex? Alexandru. Și Alexandru, fratele meu. De unde m-ai sunat? Se auzea foarte prost. Din Comelnicean. Am luat taxi. Vei ceva ți-l atât? Eu vreau un ceai.
Noi bem din cupa mărăcinii. Mai vrea cineva ceva? Nu, stai, poate să mă duc eu. Deci tu vrei un ceai, Kiki? Tu n-ai zis că te întorci la lucru? Păi frate, tu ne cheamă de fapt tot Alexandru? Da, pe tine te cheamă de fapt tot Alexandru. Ai mă, ce-i, v-ați certat? Prea supărați amândoi. Aș vrea să mă înțelegi greșit, dar... Nu ne-am certat, împotriva ne-am împăcat. Ok. Ți-am luat ceva, sper să-ți placă. Mi zic că sunt foarte frumoși. Am văzut cercei ăștia și m-am gândit la tine. Mi-am luat un inel. Ce-i cu brățările astea? Sunt inele de nas din Papua Noua Guinee. Ăla era al meu. Și acum e al meu. Deci, când te mai văd? Duminicile. Când? Sându. Păcă ții coada pe sus. De ziua ta pus te sun. Uite, să așa se poartă. Nu știu. Ia, ție cum îți vine. E mișto, dar nu se potrivește. Nu ți-au plăcut cerceai, nu? Ba da, dar nu se asortează cu ce am pe mine. Auzi, eu n-am chef să mă duc acasă. Unde mergem? La film? Nu. Mergem la o prăjie. Ai chef? Da. Tu mergi supărată? Pe cine să fie supărată? Așa îmi pare un pic supărată. Nu sunt supărată, sunt fericită că ai venit și am chef de ceva dulce. Păi, baba asta e nebună. De ce s-a întâmplat? Am vrut să fac un ceai și m-a ținut 10 minute să-mi arate cum se închide robinetul și că să nu-l strâng prea tare, că linum pe vecinul de jos, adică pe-ai tăi. Din partea mea inundă-i. Încă sapă la fiert. Știi, nu m-aș mai duce acasă în seara asta. Te supăr dacă rămân la tine? Păi, cum să mă supăr? Stai că aduc acum și ceaiul, da? Dar n-ai de ceai. Stai aici. Nu duc să închid aragazul, că mă moară Beneș. L-ai făcut până la urmă. Ia, vezi că-i fierbinte. Ce vrednică ești. Numai bună de nevastă. Mișto aici la tine. Ce bun e. Mă gândeam să ne încuiem în casă și să rămânem aici o săptămână. Eu sunt obișnuită. Veneam acasă la ei mei, stăteam toată vara în grădină și citeam. Nu te plictiseai? Nu vrei la club cu băieții? Nu. Unde-ți cercei? Nu vrei să-ți fii să vezi cum îți vin? La mine în geantă. Dar știi, m-am gândit și mie îmi place mai mult inelul.